Bun, deci după cum vă povesteam, astăzi o să continuăm ce am făcut la Arduino data trecută și o să construim exact pe ce am făcut data trecută. O să ajungem într-un punct în care dezvoltăm un sistem mai complet. E în paralel cu ce se întâmplă și la lucrările de laborator în momentul de față și ne interesează în momentul ăsta cum facem comunicarea cu placa noastră. Bun, hai să vedem. Ne întoarcem la ce aveam data trecută, dacă vă aduceți aminte, în Tinkercad. E un simulator pe care îl folosim. Până acum n-am ajuns cumva la limitele acestui simulator. Vreau să toți vedeți pagina mea de cu simulatorul și cu sketch-ul pe care l-am aici. Se vede. Astăzi probabil o să ajungem la limitele acestui simulator. Și o să vedeți că anumite chestii pe care le punem în acest simulator s-ar putea să nu mai funcționeze în viața reală și atunci va trebui să facem niște mici compromisuri și să punem direct pe placă codul nostru. De-aia e destul de util să aveți și voi plăcile voastre și să faceți chestia asta. Poate să încercați acasă, după curs, de-aia aveți și înregistrarea. Puteți să faceți și live acum, dacă puteți să țineți pasul, evident. Am luat codul de data trecută și l-am scris un pic altfel. Vedeți că nu este deloc diferit față de ce am avut data trecută. Ajunsesem la inițializarea timerului 1, se dea o întrerupere o dată pe secundă. Dacă vă ceți aminte, făceam output compare și calculasem valoarea asta ca fiind pentru un ceas de 16 MHz, să ne poată da să se dea peste cap și să dea overflow și să genereze o întrerupere pe overflow o dată pe secundă. Asta era codul pentru întrerupere aici, în acest ISR era rutina de tratare a întreruperii, în care pur și simplu noi veneam și făceam 0 sau 1 un pin al unui port, de fapt, PD6, la care era legat LED-ul ăsta roșu din simulator. Am pus inițializarea timerului într-o funcție și inițializarea io-ului într-o altă funcție. Am făcut un fel de mic driver așa pentru timer și un mic driver pentru io și în setup am inițializat și timerul și io-ul. Și observați că după aia în loop nu mai facem absolut nimic. Deci dacă dau drumul la simulare, chestia asta ar trebui să meargă și să împlipească LED-ul o dată pe secundă. Ceea ce se și întâmplă. Așa rămăsesem ieri. Bun, acum. Vedeți că până acum am făcut input-output pe placa asta și l-am făcut în mai multe feluri. Am făcut digital I/O și am făcut și interfațare pe timere și periferic timer și întreruperi. Mai avem un periferic care este foarte interesant și care ne permite să comunicăm direct cu placa. Adică dacă legăm placa la calculatorul nostru prin această interfață USB, peste această interfață USB, de fapt, în spate, și ăsta este rolul acestui mic chip de aici, este să convertească semnalele care vin pe USB în niște semnale pe care microcontrolerul nostru poate să le citească. Și astea sunt semnale pe interfața serială sau UART. E, acum, în data și dacă ne uităm, UART-ul nostru, vedeți aici, ne ajută foarte mult faptul ăsta că avem un cuprins al data sheet-ului cu capitole. UART-ul vine aici. Asta este interfața serială. UART sau USART, o să mai vedeți. USART 0 în cazul de față. USART vine de la Universal Synchronous Receiver Transmitter. Deci este, pe românește, interfața serială pe care noi putem să o configurăm. Aveți aici descrierea cum funcționează această interfață serială cu structura internă, cu registrele pe care le vom folosi. Sunt trei registre de configurare, A, B și C, da, numite UCSR, UART Configure Setting Register sau ceva de genul ăsta, cred că de aici vine numele. Avem un registru numit UBRR, pe care o să-l folosim să setăm viteza de transfer pe interfața aceasta serială. Și avem un registru numit UDR, de unde putem să citim datele care ne vin pe această interfață serială sau putem să scriem datele care vin pe această interfață serială. Deci, pinii la exterior sunt trei. XCK este un semnal de ceas, pentru că putem să avem la un moment dat comunicație serială sincronă și atunci avem nevoie de un semnal de ceas care să ne sincronizeze emițătorul cu receptorul, pe care de cel mai multe ori nu-l folosim, pentru că avem ceilalți doi pini de date. RXD și TXD. E o interfață foarte, foarte simplă de comunicație și este universal întâlnită în sistemele embedded și nu numai.
Dacă faci embedded development, este absolut inevitabil să te lovești de o astfel de interfață. De ce? Pentru că în marea majoritate a cazurilor, pe sistemul tău embedded, ori nu ai display tastatură, ori dacă le ai, sunt destul de limitate. Gândește-te, de exemplu, că vrei să faci debugging la codul care se execută peste un cuptor cu microunde. Da? N-ai un display pe care să poți afișezi foarte multe chestii. Și la fel și pe placa noastră. Avem un LED, facem debugging cu LED-ul, e destul de dificil. Nu este imposibil, dar e destul de dificil și greu să faci chestia asta. Și atunci, ideea de bază este să pui la dispoziție o interfață cu care tu te poți conecta cu calculatorul pe care tu dezvolți codul pentru sistemul tău embedded și sistemul embedded să comunice cu calculatorul prin această interfață foarte simplă, foarte simplă, astfel încât să poată fi integrată în orice fel de sistem, oricât de complex sau simplu ar fi el, și apoi să poți să faci ușor un transfer de date, care să te ajute la comunicație, să te ajute la debugging, să te ajute la tot felul de chestii de genul ăsta. Sunt folosite pe scară largă. Routere, de exemplu, mai ales routerele high-end, au un port serial prin care tu poți să le configurezi. Este de obicei ultima și cea mai de bază interfață cu care poți să comunici tu cu un device embedded. Sigur, poți să comunici peste Wi-Fi și peste, mai știu eu ce altceva, Bluetooth, dar când absolut orice altceva pică, interfața serială este singura care rămâne în picioare, de obicei. Este last chance. Am vorbit un pic și la CNA despre cum se transferă datele pe această interfață serială. Ca să vă fac așa un fel de refresher, asta este formatul unui frame pe interfața asta serială. Adică cum sunt transmiși biții pe pinii RX sau TX, da? De la emițător la receptor. Ca să faci o conexiune serială între un emițător și un receptor, îți trebuie doar acești doi pini. Pui transmitul, adică TX-ul de la o entitate la receive-ul la cealaltă entitate și invers. Deci când una transmite, cealaltă recepționează și invers. Și bine, trebuie să ai și o masă comună, un ground comun, ca să poți să transfere electric semnalele respective. Iar un frame care circulă fie de la un emițător la receptor, dar fie în sens invers, deci de la, de obicei, la TX la RX, arată ceva de genul ăsta. Linia în idle este pusă în starea logic sus, în 1 logic. În momentul în care începe un frame, linia tranziționează în starea 0 logic. Asta este o condiție de start sau un bit de start. Apoi urmează, vedeți, 5, 6, 7, 8 sau 9 biți de date, dacă începem de la 0. Da, deci sunt fie minim 5, 6, 7, 8 sau 9 biți de date în frame-ul tău. Apoi, la sfârșit, este un bit de paritate. Poate să fie pară, fie impară. Ce-i cu ăsta? Este un fel de mic checksum, o mică sumă de control pe care o putem face în momentul în care transferăm date pe interfața asta serială. Deci, paritatea asta se calculează prin xorarea, deci facem xor logic, între toți biții din frame-ul nostru. Ia zicem că ăsta este 0, ăsta este 1, ăsta este 1, ăsta e 0 și așa mai departe. O să facă ăsta, xor, ăsta, xor, ăsta, xor, ăsta și rezultatul o să fie un bit pe care să-l pună în bitul ăsta de paritate. La ce e util? Păi la receptor, și receptorul poate să facă aceeași operație pe frame-ul pe care l-a recepționat și după aia să compare. Dacă cele două parități corespund, înseamnă că nu s-au produs erori, mă rog, erori semnificative de transfer de date, caz în care e ok. Dacă e o diferență, că vă dați seama, bitul ăsta poate să fie fie 0, fie 1. Deci prinde o eroare de un bit la transmisie pe linia noastră. Și de obicei astea sunt cele mai frecvente. Erori de 2 biți deja corupți într-un frame de un pachet de, nu știu, 8 biți de date sunt destul de puțin frecvente. După bitul ăsta de paritate urmează 1 sau 2 biți de stop. Vedeți, stop bit, întotdeauna astea sunt 1 logic. Deci începe cu 0 logic, urmează payload-ul, urmează un bit de paritate și apoi bit de stop. Ce înseamnă paritatea asta, pară sau impară? La sfârșit se face fie XOR cu un 0, fie XOR cu un 1. Și în funcție de chestia asta este pară sau impară. Asta e ideea din spate.
Și apoi în idle, linia revine înapoi în 1 logic. Deci cam așa se transmite un frame pe interfața asta serială. Și astăzi hai să scriem un mic driver pentru placa noastră, pentru interfața serială. Și să comunicăm date pe interfața aceasta serială. Bun, cum facem chestia asta? Păi trebuie să configurăm acest emițător-receptor UART din microcontrolul nostru, astfel încât să putem să trimitem date. Vedeți că datele nu se trimit la nivel de, nu știu, payload de foarte mulți octeți, se trimit la nivel de un caracter până la urmă, un char. Dar nu se trimitem, nu știu, 5 bits de date, nu se trimitem nici 9 bits de date, trimitem și noi la nivel de octet, da? Trimitem un octet de date. Deci o să fie caracter cu caracter. Bun. Deci, hai să ne apucăm în codul nostru să ne definim niște funcții pe care vrem să le avem. Hai să zicem că avem nevoie inițial de o funcție de inițializare, da? Să zicem void, nu știu cum să zicem, usart init. Da? Care să primească un parametru și în funcție de acest parametru să seteze viteza de transfer pe interfața serială. Deci, hai să zicem că acest parametru, nu știu, cum putem să-l definim? Păi putem să-l definim ca fiind un număr. Hai să, nu știu, vorbim după aia despre ce înseamnă numărul ăsta. Hai să ne uităm în continuare la datasheet. Mai sunt niște chestii pe care trebuie să le facem. Și, mă rog, aveți aici niște exemple de cod despre cum se pot inițializa registrele din acest port serial. Ce ne mai interesează pe noi ca parametru este viteza de transfer. Și asta, pe interfața serială, un nume se cheamă baud rate. Baud. Da. Și aveți aici mai multe exemple. În funcție de frecvența ceasului microcontrolului nostru, care vedeți, aici sunt câteva exemple, de la 1 MHz până la 20 de MHz, mi se pare că e maxim, sunt tabelate diverse valori, pe care noi dacă le inițializăm într-un registru numit UBRR, atunci o să setăm o anumită viteză de transfer pe interfața serială. It's that easy. De exemplu, dacă vrem să setăm viteza de transfer de 9600 de bits pe secundă, că în asta se măsoară baud rate-ul, bits pe secundă, trebuie să setăm, pentru frecvența noastră de 16 MHz, valoarea 103 în acel registru. Ok, bun. Pe de altă parte, există și o formulă după care, în funcție de frecvența ceasului, și viteza de transfer, pentru că vedeți, baud rate-ul ăsta poate să fie de la foarte jos, la 2400, chiar și 1200 de bits pe secundă, până la aproape 1 megabit pe secundă. Cam astea sunt limitele între care putem să transferăm informație fiabil pe interfața asta serială. Maxim 1 megabit pe secundă. N-avem nevoie de mai mult, pentru că interfața serială de obicei este folosită pentru transferul de informații cu lățime de bandă foarte mică, nu știu, o consolă foarte simplă pe care putem să o avem la un moment dat cu dispozitivul nostru. În caz extrem putem să trimitem și fișiere de date, dar viteza asta de transfer, vedeți, este destul de limitată. Adică nu putem să transferăm gigabytes în niciun caz pe interfața serială într-un timp util. Bun. Avem o formulă pe care putem să o folosim ca să calculăm chestia asta. Am impresia că formula asta este chiar dată în datasheet. Dacă căutăm aici, în capitolul ăsta, o să avem formula. La un moment dat o să ne dea, dacă dăm un pic mai sus. Cred că era primul lucru care începea, de fapt. Da. Deci, ăsta este. Cât punem în acest registru? Dacă, mă rog, avem un flag, ăsta ne dublează viteza de transfer, U2X, este un fel de overclocking pentru interfața serială, hai să zicem că este 0 inițial, UBRR o să fie frecvența de ceas, adică 16 MHz în cazul nostru, supra 16 ori baud rate, adică viteza de transfer pe care noi vrem să o atingem pe interfața serială, minus 1. Ok? Deci, hai să scriem în cod chestia asta, să hardcodăm cumva chestia asta. Și, mă rog, nu o să hardcodăm, hai să o punem într-un define. Hai să zicem că ne definim baud rate-ul nostru. Și pentru interfața serială, pentru driverul ăsta foarte simplu, hai să zicem că avem un baud rate de 9600 de bits pe secundă.
Și apoi hai să zicem că definim cât punem în UBRR, în acel registru, ca să setăm, de fapt, baud rate-ul, că dacă punem 9600, nu o să fie setat, evident, la 9600 bits pe secundă. Hai să zicem mai UBRR, că UBRR deja e definit. Și ăsta este, dacă mi-aduc aminte din data sheet, da, din formula, este frecvența de ceas. Hai să o denumim și pe asta cumva. Frecvența ceasului nostru este 16 MHz împărțit la 16 ori baud rate minus 1. Hai să definim și frecvența asta de ceas, FOSC, că nu e definită. Define FOSC 16 milioane. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hai să punem și un L ca să arate că e lung. Da, deci asta pentru noi este clock speed. Bun. Și asta este valoarea pe care noi calculăm acum. Adică dacă punem 16 milioane și împărțim la 16, împărțim la 9600 și scădem 1, o să ne dea, cum era tabelat în data sheet, 103. Da, ok, bun. La ce ne ajută chestia asta? Că dacă vrem să schimbăm acum baud rate-ul să-l facem, nu știu, 115.200 de bits pe secundă, tot ce trebuie să facem este să schimbăm aici. Și asta o să ne calculeze automat cât trebuie să punem în acel registru ca să fie baud rate-ul atât. Dar hai să-l lăsăm așa. Bun. Și atunci ordinitul ăsta trebuie să primească ca parametru pe acest myUBRR, care, vedeți, este o valoare care s-ar putea să fie mai mare de 8 biți. Deci hai să o definim ca o valoare pe 16 biți. De acum încolo prefer să folosesc niște tipuri de date care sunt cumva foarte clare în momentul în care definim dacă sunt signed sau unsigned, dacă sunt pe 8 biți, pe 16 biți, pe 32 și așa mai departe. De exemplu, aș putea să folosesc int și să zic int UBRR, variabila asta, ca parametru de intrare pentru funcția mea de inițializare a interfeței seriale. Pe de altă parte, nu știu cât este int pe arhitectura asta. Nu știu dacă și voi știți cât este int pe arhitectura asta. Pe câți biți este int? Întrebare întrebătoare. Dacă e respectat, s-a respectat cerința SI din standard, am impresia că minimul trebuie să fie 16, probabil o să fie 16, nu, dar nu sunt sigur. Minimul o să fie 16 biți, dar pe PC-uri, de exemplu, int de obicei e de 32 de biți. În cazul de față, pentru acest compilator și pentru acest microcontroler, int-ul e pe 16 biți. Și dacă îl definesc așa, este signed, deci e o valoare cu semn. Cum îmi definez totuși, că asta nu poate, vedeți aici din formula asta, nu putem să avem o valoare negativă în niciun caz. Cum îmi definesc o variabilă ca fiind un întreg pe 16 biți fără semn? Păi există niște tipuri de date pe care putem să le folosim care să ne zică chestia asta. Uint 16 underscore t, dacă folosim tipul ăsta, atunci ăsta îmi definește o variabilă unsigned u de tipul întreg, da, pe 16 biți. Există și uint 8T, există și uint 32T, nu știu dacă există și uint 64T pentru compilatorul ăsta. Există în același timp și signed, adică int 16T, de exemplu, sau int 8T și așa mai departe. Nu este signed, asta este unsigned, deci o să o definesc așa. Și de acum încolo o să folosesc convenția asta. Și e o practică bună și pentru voi să folosiți aceeași convenție. Elimină orice fel de ambiguitate. Deci în momentul în care voi luați codul ăsta acum și îl puneți pe altceva, îl rulați pe, nu știu, un PC, atunci automat o să înțeleagă compilatorul că e nevoie de o constantă unsigned pe 16 biți. Pe de altă parte, dacă foloseam int, era 16 biți pe arhitectura asta AVR și era 32 de biți pe arhitectura x86. Și s-ar putea ca lucrurile să nu mai fie ok în momentul ăla. Deci asta elimină orice fel de ambiguitate din codul nostru. Bun. Hai să vedem ce trebuie să inițializăm acum. Da? Deci ne uităm în data și chiar și de obicei la sfârșit avem register description. Și o luăm registru cu registru iarăși inițializăm exact cum am făcut la timer, inițializăm acest port serial. Avem
aici UDRN, unde N este 0 în cazul de față, că vorbim despre interfață serială UAR 0. Pentru alte microcontrolere au mai multe interfețe seriale. Pot să aibă 2, 3, 4 și așa mai departe. Și atunci sunt și ele numerotate. În cazul ăsta este 0. Cine este acest registru UDR? Păi vine de la WarTO Data Register și vedeți că are două instanțe, două încarnări. O instanță în care aici este pentru read avem un registru numit RxB și pentru write avem un registru TxB. Care este ideea? Este un singur buffer de 8 bits în care noi, dacă vrem să transmitem un octet pe interfață serială, îl scriem în UDR0 și dacă vrem să citim, dacă ne-a venit un caracter pe interfață serială, din acest registru îl vom citi. Deci și aici scriem și aici citim. Bun. Momentan lăsăm în pace pe asta. UCSR0A, UCSR-NA, este un registru de control și status. Primul registru de control și status. Exact ca la timers pot să fie mai multe registre de control și status. Și aici avem niște, vedeți, flaguri. Sunt niște flaguri foarte utile pentru că le vom testa în momentul în care vedem dacă ne-a venit un caracter pe interfață serială sau dacă vrem să transmită un caracter pe interfață serială. Primul flag, RX complete. Așa cum zice și numele, în momentul în care, și cum scrie și aici de fapt, în momentul în care un octet a venit pe interfață serială, flagul ăsta se va pune pe 1. Deci noi putem să facem busy waiting pe flagul ăsta, putem să-l testăm tot timpul și în momentul în care este 1, înseamnă că în mod clar avem un octet pe interfața asta serială. Și noi putem să folosim acest flag pentru a ne da seama când a venit acel octet pe interfața serială. Da? Bun. TX complete, exact invers. În momentul în care s-a transmis un octet pe interfață serială, ăsta o să se pună pe 1. Mai mult, avem și UDRE. Ăsta zice că data register este empty. Deci este gata registrul de mai sus, registrul ăsta, UDRE, pentru o nouă transmisie. Vedeți, 9600 de bits pe secundă este mult mai mult decât 16 milioane de herți. Da? Deci între o transmisie de un octet și celălalt octet, microcontrolul nostru poate să facă foarte multe lucruri. Deci durează să se realizezi informația pe interfață serială. Și atunci noi vom transmite octet cu octet. Dacă vrem, de exemplu, să trimitem un string, un Hello World, va trebui să așteptăm ca fiecare octet din acel string să fie trimis pe interfața serială, ca următorul să fie disponibil, ca interfața serială să fie disponibilă pentru următoarea transmisie. Și vom testa, de fapt, acest flag, UDRE-N, în momentul în care facem transmisia. Bun, mai sunt niște flaguri aici, frame error, data overrun și așa mai departe. Astea sunt niște flaguri de eroare pe interfața serială pe care putem să le testăm sau nu. Vom scrie un driver foarte simplu în momentul ăsta, care nu va ține cont neapărat de erori de transmisie și așa mai departe. Deci, hai să presupunem că nu avem erori de transmisie în momentul ăsta și că totul e ok. Deci o să ținem doar ideea asta din spate de a avea o, nu știu, transmisie și o recepție a unui octet pe serial. Deci nu să testăm flagurile astea. Vedeți aici acel U2X despre care vă spuneam, care vă poate dubla viteza de transmisie pe interfața serială, un fel de mic overclock acolo. Nu o să-l folosim nici pe ăsta, deci ăsta automat o să fie 0. Bun, deci trebuie să setăm ceva în driverul nostru în registrul ăsta? Răspunsul este nu. Aici sunt doar flaguri pe care noi le testăm. O să ne fie utile în momentul în care trimitem sau recepționăm un octet. Deci, momentan, în inițializare, lăsăm registrul ăsta în pace. UCSR-B, al doilea registru, da, registru B. Ok, vedeți aici, iarăși niște biți, RxCE, Complete Interrupt Enable, TX Complete Interrupt Enable, Data Register Empty Interrupt Enable. Dacă vrem driverul nostru să funcționeze pe întreruperi, perifericul ăsta, portul serial, poate să genereze întreruperi în momentul în care a venit un caracter pe interfața serială sau în momentul în care interfața serială este gata pentru o nouă transmisie, ca noi să-i putem da date noi. Nu o să scriem atât de complex driverul ăsta, o să-l facem cu busy waiting, driverul pe serială, astăzi. Deci nu o să dăm drumul la întreruperi pentru interfața serială. Dar e foarte posibil să scrii un driver care, ok, este mai bun și care lucrează pe întreruperi.
AXN, TXN, următorii bits de aici, din registrul ăsta, sunt receiver enable și transmitter enable. E foarte ușor de particularizat acest microcontroller și atunci poți să îi spui și când să... deci poți să-i activezi doar partea de receive sau doar partea de transmit. Evident, o să le activăm pe amândouă. Deci, teoretic, biții ăștia trebuie să-i facem pe amândoi 1 în registrul nostru. Character size, ia să vedem, UCSZ2 ăsta, ce face acest bit? Combine with, așa, sets the number of data bits, character size in a frame of the receiver and transmitter. Bun, deci ăsta ne dă, în esență, câți biți sunt în frame-ul nostru serial. A spus că pot fi 5, 6, 7, 8 sau 9 biți. Și ăștia sunt 3 biți care ne dau nouă, de fapt, mărimea frame-ului și sunt tabelați un pic mai jos. Că sunt încă 2 biți în registrul următor și vedeți aici care sunt. Da? Hai să mergem pe 8 biți. Deci, UCSZ0 o să fie 1, UCSZ1 o să fie 1, acest UCSZ2 o să fie 0. Observați, da? Deci, până acum trebuie, în registrul ăsta B, dacă ne întoarcem, trebuie să setăm doar acești 2 biți, să-i facem 1. Ce mai sunt ăștia? RxB8, TxB8. Dacă ne uităm aici, iarăși, ăsta sunt al 9-lea bit. Dacă avem un frame de 9 biți în loc de 8 biți, primii 8 biți o să fie în registru UDR și al 9-lea bit o să fie ăsta aici. Nu o să trimitem 9 biți, e mult mai complicat, nu are niciun sens din punctul nostru de vedere, că lucrăm la nivel de octet. Și atunci o să ignorăm chestia asta. Deci, la final, dacă vrem să configurăm registrul ăsta, UCSR0B, da, la init, 0B, egal cu cine? Păi am zis că trebuie să activăm bitul RxN, deci 1 shiftat cu RxN, sau 1 shiftat cu TXN, 0. Atât. Am configurat interfața noastră serială să fie activă și pe receive și pe transmit. Ok. Next one. Registrul ăsta, C, al treilea registru de control. UMSL 0 și 1. Selectează modul de operare al WART-ului. Sincron, asincron sau SPI, interfață SPI. Mă rog, nu știți încă ce e chestia asta, o să vorbim despre interfață SPI mai încolo. În momentul de față, putem să ne concentrăm pe astea două setări. Am zis că poate să funcționeze fie sincron, fie asincron. În momentul în care este o interfață sincronă, are și un semnal de ceas. Marea majoritate a interfațelor seriale sunt asincrone. Adică folosesc doar RX și TX fără semnalul de ceas. Semnalul de ceas nu este legat. Și asta presupune că tu trebuie să setezi aceleași parametri de conexiune, deci bits de stop, bits de start, paritate și baud rate și la emițător și la receptor în același fel, ca tu să poți să comunici. Altfel, dacă ai baud rate-ul setat, de exemplu, 9600 la emițător și 115-200 la receptor, o să primești junk pe interfața serială, că nu o să se sincronizeze emițătorul cu receptorul. Cum este legat la Arduino, este asincron. Deci, UMSL ăștia o să fie 0 amândoi. Și este versiunea, vedeți, default. Deci, nu trebuie să-i scriem pe ăștia. UPM 0 și 1 sunt parity. Parity mode. Vedeți că este fie dezactivată, deci nu ținem cont de paritate, nu verificăm paritatea, fie sunt enable, even sau odd. Și 0-1 nu face nimic, este reserved, zice aici. Hai să mergem pe disabled, să nu verificăm paritatea, oricum transmisia se face peste interfața USB, nu se pierd date pe acolo așa ușor. Nu într-o conexiune dintre un laptop și o placă Arduino la jumătate de metru distanță. Deci, parity mode 00 și ăștia biții 2. USB-C. USB-C mai jos este câți biți de stop vrem să avem în frame-ul nostru. A spus că putem să configurăm interfața să trimită fie un bit de stop, fie doi biți de stop. Hai să zicem default un bit de stop. N-ar rost să configurăm să fie doi biți de stop. Iarăși, marea majoritate a interfețelor seriale sunt configurate by default la un bit de stop. Deci, asta o să fie 0. Și sunt UCSZ
0 și 1, care împreună cu UCSZ2 ne dau frame-ul de date. Da? Deci vedeți că dacă vrem să setăm că trimitem 8 bits de date pe interfața serială, atunci bits ăștia 2 trebuie să fie 1 amândoi. Deci hai să scriem. Mă scuzați, unde eram? Tinkercad, așa. Deci UCSR0C egal, îi setăm pe acei doi biți. 1 shiftat cu UCSZ0 sau 1 shiftat cu UCSZ01. Dacă mi-am bine aminte. Bun. Mai un bit aici, UCPOL, îl vedeți? Dacă dăm mai jos scroll, ăsta ne setează pentru modul sincron cum sunt eșantionate datele, pe rising clock edge sau pe falling edge. N-avem mod sincron, deci ăsta by default o să fie 0, este nesetat. Mai e un registru, UBRR. Este registrul acela în care puneam valoarea care ne seta nouă viteza de transfer pe interfață serială. Și vedeți că sunt 16 biți, ăsta are 16 biți, deci de-aia ne-am definit acolo un uint 16, în care punem valoarea asta. Bun, și ori o luați din tabel, ori folosiți formula aia și atunci trebuie să o inițializăm, să zicem UBRR 0 este egal cu UBRR. Sau dacă vreți să fim foarte, foarte pedanți și foarte corecți, atunci împărțim UBRR în octetul high și în octetul low, exact ca în datasheet. Vedeți aici că este un octet UBRR 0 high și UBRR 0 low. Putem să facem și așa. UBRR 0 high este ăsta shiftat, cu, că e un trec pe 16 bits, dar deci trebuie să shiftăm cu 8 poziții la dreapta. Și UBRR 0 low este UBRR simplu. Automat eu o să-mi facă cast din 16 bits la 8 bits, cât este UBRR 0 low și o să piardă cei mai semnificativi, octetul high o să-l piardă. Deci, ok, l-am scris. Da? Asta este funcția de inițializare pentru interfața noastră serială. Putem să o adăugăm aici, să zicem usart init și am inițializat tot. Bun. Întrebări până aici, nelămuriri? Bănesc că nu. Ok. Trebuie să fac două funcții acum în driver-ul deci, nostru. Da, te rog. Ce am făcut până acum? Că nu prea, adică am pierdut șirul. Am inițializat interfața serială, am dat drumul la receive și la transmit, i-am spus că trebuie să trimită frame-uri de 8 biți, fără paritate. Hai să facem chestia asta, de fapt, să punem niște comentarii. Deci ce înseamnă chestia asta? Frame format 8-bit, no parity, one-stop bit. Asta am configurat prin linia asta de aici. Și aici, prin linia asta, am configurat că enable receiver and transmitter. Întotdeauna comentați-vă codul. Așa. Și aici avem partea de efectiv baud rate. Da? Ok, mă scuzați un pic. Luăm o mică pauză, revenim, da?
Bun. Ne-am întors. Ok, mai sunt întrebări legate de inițializarea asta? Cred că e ok. Ok, bun. Atunci, trebuie să definez două funcții. O funcție care să-mi trimită un octet pe interfață serială și o funcție care să-mi citească un octet de pe interfață serială. Hai să fac funcția care trimite. Deci aici cu start put char. Ok? Și asta o să primească ca parametru un caracter pe care să-l trimită, da? Putem fie să-l definim ca un char, fie iarăși ca să nu fim ambigui, Wint 8, am underscore T, data. Da, deci ăsta e octetul pe care noi vrem să-l trimităm. Și facem ceva aici. Hai să definim și funcția prin care noi vrem să recepționăm un caracter. Deci asta ar trebui să ne întoarcă un caracter sau un Wint 8 T. GetChar, care nu primește niciun parametru. Și, mă rog, asta va trebui să returneze la un moment dat niște date, da? Bun. Ce vă spuneam? În registrul ăsta A de configurare, ne întoarcem un pic în data sheet până la primul registru. Spuneam că în momentul în care acest buffer s-a reinițializat, deci este gata pentru o nouă transmisie, bitul ăsta se va pune pe 1. Deci dacă vreau să fac un put char, tot ce trebuie să fac este să aștept întotdeauna ca bitul ăsta să se pună, vedeți, să se pună pe 1. Da? Deci if udre n is 1, the buffer is empty and therefore ready to be written again. Deci întotdeauna testez, înainte să trimit un caracter, deci înainte să fac acest put char, testez dacă bitul ăsta este 1. Dacă este 1, atunci pot să trimit un caracter. Dacă este 0, aștept. Deci fac o funcție care e blocantă cât timp bitul ăsta este 0. Ok, cum scriu chestia asta în cod C? Wait for the transmit buffer to be empty. Păi fac un while. While. Și while-ul ăsta o să fie pe bitul din registru cât timp bitul ăsta este 0. Da? Bun. O să scriu un pic mai repede. Bear with me. UCSR 0A este registru din care eu vreau să testez. Și aici vreau să fac single out. Deci vreau să scot bitul UDR 0. Da? Din UCSR 0A vrem să scot, să testez bitul ăsta UDR 0. Cum fac chestia asta? UCSR 0A și o mască care are 1 în dreptul lui UDR E 0. Ok? Și asta acum o să aibă valoarea acestui bit. Da? Este un număr, un întreg pe 8 biți, care este fie 0, fie, mă rog, un număr care, în momentul în care UDR-ul se pune pe 1, vrem să ieșim din while-ul ăsta. Da? Deci, not în față. Cât timp chestia asta este 0, da? Deci expresia asta are valoarea 0, noi rămânem blocați în while. Ok? Deci asta așteaptă până când transmit bufferul nostru să fie gol. Și asta este scris în C. Iarăși, vreau să fiu sigur că ați înțeles exact de ce e așa și nu e altfel. Da, deci asta este un while care testează întotdeauna bitul ăsta. Dacă bitul ăsta este 0, conform data sheet-ului, bufferul nu este încă gata pentru o nouă transmisie. În momentul în care se pune pe 1, o să ieșim din while-ul ăsta. Ok? Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să-mi spuneți. Da? Dacă nu, merg mai departe. Ok, am testat dacă bufferul e gata. Deci după ce am trecut de while-ul ăsta, în mod clar, bufferul este gata și acum vreau să trimit octetul ăsta. Da? Și transmisia se face foarte simplu. UDR 0, registrul de transmisie. Mă rog. UDR 0 egal data.
Pac. Și atât. Deci asta este o funcție care îmi pune un caracter și îmi pune caracter, așteaptă ca bufferul să fie gata și după aia trimite caracterul pe interfața serială. Și atât. Bun. Acum, la getChar, vrem să primim un caracter, deci vrem să citim data acum de pe interfața serială, testăm acest flag de receive complete. Cât timp flagul ăsta este pe 0, așteptăm. Deci getChar e blocant, e ca un scanf, să zicem, pe standard input-ul nostru. Da? Deci cât timp bitul ăsta este 0, noi o să rămânem blocați. În momentul în care se pune pe 1, înseamnă că avem un octet nou în buffer. Și îl luăm și îl citim. Cum scriu chestia asta în C? Păi, e aceeași condiție de aici, numai că testăm alt bit. Wait for the receive buffer data asta to not be empty. Și în loc de UDR0 testăm acest RxC0. Deci bitul de receive. Cât timp ăsta este 0, înseamnă că bufferul nostru este gol. În momentul în care se pune pe 1, o să ieșim din while-ul ăsta și atunci trebuie să returnăm return UDR0. Și gata. E clar până aici? Da. Ok. Bun, hai să și testăm că merge chestia asta. Cum testăm că merge chestia asta? Păi, nu știu, ce să vă zic. Usart init aici nu l-am scris corect, pentru că trebuie să primească parametrul UBRR, da? Ce parametru o să primim aici? Păi l-am definit mai sus ca fiind mai UBRR, deci trebuie să-l pasăm pe asta. Asta odată, ca să inițializăm cum trebuie. La mai UBRR puteți da unde l-ați definit? Uite, de ce 16 împărțit la baud rate? Este mulțit? Păi același lucru, matematic vorbind. Ah, ok. Împarte 16 milioane întâi la 16 și după aia împarte la baud rate. E ca și cum ar împărți la 16 ori baud rate. Dacă e leapă pe rând când evaluează expresia. Da, și după aia scade 1. Bun. Am eu o întrebare. Nu era UDR 1 la a lua char? Păi de ce UDR 1? Este interfața serială 0. Este și singura pe care o avem. Nu există în ATM. Okay, nu avem interfața serială 1 sau 2 sau așa mai departe. E doar una singură. And that's it. Bun. Atunci, hai să facem să, nu știu, dacă îi dăm drumul așa, am inițializat interfața serială și atât. Adică, vedeți, codul nostru funcționează în continuare, LED-ul ăsta o să clipească o dată pe secundă, că e pe întrerupere, în loop nu se întâmplă nimic. Avem un utilitar numit Serial Monitor care ne arată ce primește pe interfața serială și putem să și trimitem caractere pe interfața serială. Pe de altă parte, momentan nu face nimic, că nu este legat. Deci noi nu folosim aceste două funcții din driverul nostru serial ca să facem ceva. Hai să facem, nu știu, uite, putem să facem un echo, adică caracterul pe care îl primim pe interfața serială, să-l trimitem înapoi. Deci noi scriem de la PC ceva, ăsta caracter cu caracter se trimit pe interfața serială și apoi le recepționăm. Da? Deci este, nu știu, cel mai simplu putem să facem usar put char. Hai să ne definim o variabilă globală de, nu știu, data în care să punem ce ne vine pe interfața serială. Deci data egal UART, hai să zicem USAR și la asta, ca să fim consecvenți. GetChar. Deci ăsta o să aștepte un caracter pe interfață serială, vedeți în bucla asta while 1, o să se blocheze până când îi trimite un caracter și apoi o să-l trimite înapoi. Deci ce o să fac? O să fac un echo toată chestia asta, da? Hai să vedem dacă și merge.
facem interfață serială, hai să scriem A și vedeți că ne-am returnat A. B, deci caracter cu caracter. Nu știu, dacă scriu mai multe caractere, mi se pare că o să le trimite pe rând și atunci, deci ăsta, programelul ăsta de serial monitor, să le trimite pe rând plăcii mele simulate și, mă rog, o să se întâmple așa, da? Bun. Nu e extraordinar de fun chestia asta. Hai să facem să trimitem string-uri direct, da? Cum facem chestia asta? Păi, un string este o colecție de caractere, deci trebuie să apelăm acest word put char de mai multe ori dacă vrem să trimitem un string. Hai să ne definim o funcție care să facă fix chestia asta. Void serial print. Hai să zicem serial print line, care ne printează o linie pe interfața serială. Care primește ca parametru un string, da? Deci char pointer message și îl ia caracter cu caracter și îl trimite pe interfața serială. Deci while while message, da, deci cât timp mesajul ăsta nu este caracterul string terminator, diferit de backslash 0, usar put char de message și post incrementăm. Ok. Și acum putem să apelăm chestia asta, deci putem să facem un, aici în loc de echo ăsta, putem să facem un serial print line de hello world. Și hai să-i dăm un delay, că o să printeze în nebunie chestia asta. Deci hai să așteptăm, nu știu, o secundă și să facă print line-ul ăsta. Ok? Și dacă deschid monitorul serial, o dată pe secundă o să-mi printeze hello world. Ok? Deci ia caracter cu caracter string-ul ăsta și mi-l printează. Vedeți că se duce în dreapta la infinit acum, pentru că nu l-am pus să printeze un new line. Cum fac chestia asta? Păi foarte simplu. Ori îi dau un new line aici, fac un backslash n, în string-ul meu și asta o să-mi interpretez automat ca un new line. Vedeți chestia asta? Sau, ca să n-am grijă tot timpul să fac chestia asta, pot să-l pun să trimită inițial un new line. Deci pot să fac puchar prima dată de un new line. Înainte să trimită mesajul meu. Și ar trebui să aibă același rezultat. Îl are. Da? Bun, minunat. Întrebări până aici? Nelămuriri? Asta este un driver foarte banal, foarte, foarte simplu de interfață serială, dar care vă permite să comunicați cu placa voastră. Bun, hai să punem și pe placă chestia asta. Arduino. Ok. Compilăm codul ăsta. Ca să vedeți că merge și în realitate, nu doar. Hai să zicem, nu știu, word test 0. Ok, compilează chestia asta, pune pe placă, hai cu tata. Bun, din Arduino, din idee, aveți la tools aici acel serial monitor. Da, aici aveți un serial monitor pe care puteți să-l deschideți și vă deschid un port serial de data asta real cu placa, cât se poate de real, și ce vedeți aici este exact ca în simulator acel Hello World. Da, vedeți să setați același baud rate și la emițător și la receptor. Dacă setez alt baud rate, nu știu, pun pe 115x200 de exemplu, ghiți ce o să se întâmple. Păi, șansele sunt să nu primești nimic. Da, vedeți că placa mea în continuare trimite la 9600 de baud rate, dar viteza de recepție este setată diferit. Poți să pun mai jos, caz în care iarăși nu primezi nimic sau încep să primezi mizerii.
Deci, la interfața serială trebuie să setați automat aceeași viteză de transfer și aceiași parametri, bits de stop, paritate și la emițător și la receptor. Vedeți că în Arduino, în programul ăsta, nu puteți să setați biții de stop și biții de paritate. By default, sunt setați la paritate NAND și bits de stop 1, așa cum l-am configurat și noi pe placă. Bun. Clar? Noi, în exemplu ăsta, am folosit doar funcția de get, practic, nu? Adică de mă rog, put, pardon. De... Aici am folosit doar funcția de put, da, corect. Am Hai zis. Să facem acum... Hai să facem un fel de pseudoconsolă. Că avem LED-ul ăsta conectat la placa noastră. Hai să ne întoarcem în simulatorul vieții. Avem LED-ul ăsta, da? Și hai să facem în așa fel încât dacă primim o comandă pe interfață serială să aprindem LED-ul și dacă primim o altă comandă să stingem LED-ul. Ok? Hai să încercăm așa. Ca să vedeți exact cum putem să trimitem comenzi interfeței, prin interfață serială trimitem comenzi plăcii noastre și placa să le execute. Da? Bun. Trebuie să facem niște mici modificări aici, dar nu semnificative. În esență, în funcția asta de loop. Deci, hai să vedem. Hai să, nu știu, să-mi definez, să-mi printez un prompter de fiecare dată. Ok, și hai să zic că printează promptorul ăsta, e ca și cum am avea o consolă. Și acum putem să zicem, să citim o comandă, deci un octet care ne vine pe interfața serială și dacă ăsta este 0 să aprindem LED-ul și dacă este 1 să stingem LED-ul. Ok? Deci putem să facem data egal serial usar getchar. Ok, deci citim un caracter de pe interfață serială de la utilizator și hai să și facem echo, să-l și vedem. Usar put char de acest data. E util că în momentul în care scrii într-o consolă, evident să și vezi ce scrii. Altfel, dacă nu facem acest usar put char, nu o să-mi arate în interfața asta serială ce scriu. Da? Bun. Pot să testez chestia asta. Momentan nu face nimic. Dar hai să vedem că merge. Ok? Mi-arată promptul aici și dacă pun, nu știu, trimit 1, o să-mi apară 1. Da? Dacă pun 0, o să-mi apară 0 și așa mai departe. Nu știu. 5 mi apare 5, etc. Deci este o mică consolă de bază. Nu vă gândiți că are aceleași funcționalități ca Bash-ul din Linux. Nu încă. Și acum hai să vedem, în funcție de caracterul ăsta pe care l-am primit, în funcție de datele ăsta, dacă, nu știu, primim 0, de exemplu, vrem să stingem LED-ul, dacă primim 1, vrem să aprindem LED-ul. Și hai să nu stingem să aprindem LED-ul ăsta care este pus pe timer. Ăsta să lăsăm în pace pentru ruperea lui de timer. Vedeți că mai am un LED verde aici, pe care l-am pus la pinul 3 al microcontrolerului. Hai să-l aprindem și să stingem pe ăsta. Ok, deci facem un switch. Hai să vedem dacă mai am o aminte cum să scriu un switch. Switch pe data. Parcă era așa. Și aici avem case-uri, nu? Case. Acum, dacă vine caracterul 0, ceva, hai să ne definim o funcție care să ne stingă LED-ul. Da? Hai să zicem LED off. Sau LED off. Scriem și noi frumos. Bun. Break. Parcă trebuie să punem și break, altfel nu era kosher. Executăm continuare următorul case. Case 1, dacă ne vine caracterul 1, atunci LED on. Break. Și dacă ne vine orice altceva, default, dacă mi-au aminte bine, nu știu, hai să zicem serial print. Usage 0 LED on, LED off, pardon, 1 LED on. Bun. Și aici nu mai trebuie să punem break neapărat, dar hai să fim consecvenți și să punem și aici break, că cine știe, după aia poate modificăm. Ok.
Deci am făcut chestia asta. Acum hai să definim funcția asta, LED-OFF și LED-ON, că nu l-avem definită. Trebuie să ne uităm la pinul 3 al lui Arduino, ce port, ce pin. Avem această minunată poză pe care o aveți și în laborator. Pinul 3 al lui Arduino este pus la portul de, vedeți, bitul 3. Deci trebuie să inițializăm și pe ăsta să-l facem output și să-l facem 0 sau 1 în funcție de codul nostru. Bun. Hai să mergem la init.io și să modificăm un pic init.io-ul nostru. L-am făcut pe PD6 acum ca output. Hai să-l facem și pe PD3 ca output. 1 shifta cu PD3. Și PD6 and PD3 as output. Și apoi hai să facem o funcție care să ne facă LED-ON. LED-ul de pe portul de bitul 3. Da? Deci ce să facă? Port D sau egal 1 shiftat cu PD3. Ok. Și la fel un void LED off. Super funcție, este o instrucțiune. Dar e bine să le băgăm în, să le încapsulăm în niște funcții, pentru că după aceea s-ar putea să le schimbăm, să facem altceva. Ori de și egal not 1 shiftat cu PD3. Exact ca la laborator anterior, aprinde și stingem LED-ul nostru. Bun, și acum dacă totul e ok, Doamne ajută, hai să rulăm și să vedem dacă merge. În mod normal nu programați, vă rog frumos, cu Doamne ajută, că nu e ok. Hai să trimitem 1, s-a aprins LED-ul și mi-a returnat 1. Trimitem 0, s-a stins LED-ul, observați. Hai să trimitem, nu știu, altceva, R. Îmi trimite usage, LED off, LED on. Ok? Foarte simplu. Ce mai putem să mai facem? E o consolă. Hai să vedem dacă putem să numărăm secundele de când a început, secundele de uptime pentru placa noastră. E foarte simplu, pentru că avem această întrerupere de o secundă acum. Putem să ne definim o variabilă, iarăși globală, trebuie să oprim simularea, hai să zicem wint32_tx, aici. O facem inițial 0 și apoi facem aici tx plus plus. Când o să dea peste cap, o să dea peste cap. Putem să calculăm, da, deci după 2 la 32 secunde, după multe secunde, o să se dea peste cap. Și, nu știu, dacă îi trimitem un T, de exemplu, în interfața noastră serială, să ne arate tix. Ok, cum crezi că o să facem chestia asta? Trebuie să printăm acel tix. Păi, ne-ar trebui un string pe care, în care, deci nu pot să dau simplu serial print line de tix, că nu e un string, este un întreg pe 32 de biți. Trebuie să luăm acel întreg pe 32 de biți acum și să-l printăm caracter cu caracter într-un string pe care după aia să-l trimitem cu acest serial print line. Deci nu pot să fac de așa ceva. No way. Trebuie să fac serial printare de ceva, de un string. Hai să-l definesc acel string. Hai să zicem, nu știu, char string de 20. Cred că avem mai nevoie de mai mult. Putem să facem și alocare dinamică. Compilatorul ăsta oricum se aloce în static în spate. Deci nu avem alocare dinamică pe acest microcontroller. Deci, bear with me, este alocare statică all the way. Avem funcția sprintf pe de altă parte. Sprintf string uptime la sută de virgulă tix. Ok. Și aici putem acum să facem serial printing de string. Bun. Și break, evident. Ok, deci ăsta o să facă LED aprins, LED stins în momentul în care ne primește pe interfață serială un 0 sau un 1. Sau în momentul în care avem un T, o să ne trimită acest... vedeți uptime.
ne trimite stringul ăsta că s-a conectat și este up placa de nu știu câte secunde. Da? Bun. Hai să simulăm chestia asta, vedem dacă merge. Și acum dacă punem 1, de exemplu, am aprins ăsta, dacă trimitem T, well, nu ne printează absolut nimic. Asta e o limitare a simulatorului în momentul ăsta. Dacă mi-au aminte bine, sprintf este în standard io.h. Nu știu dacă simulatorul include sau nu include by default, vedeți că n-a zis nicio eroare. Deci putem să facem un include standard io.h. Nu știu dacă o să meargă sau nu o să meargă, s-ar putea să nu meargă. Deci nu face nimic. Bun. E o limitare simulatorului. Dacă pun chestia asta pe placă, pe de altă parte, ar trebui să meargă. Bun. T. Uptime 5 secunde. Vedeți? Măsoară secundele. Și acum, uite, dacă pun 0, de exemplu, ar trebui să-mi stingă LED-ul. Hai să vedem dacă... Asta e placa și e timp real, da? LED-ul este stins. Iar și dacă pun 1 aici, ar trebui să-mi aprindă LED-ul. Vedeți, este aprins LED-ul. Ok? Deci niște limitări foarte, foarte puternice de simulator le-am atins deja. De acum încolo o să dezvoltăm doar pe Arduino chestiile ca să ne bazăm pe chestii care merg. Bun, întrebări ne lămurim până aici? Bine, păi dacă nu... Te rog. Dacă e ok. E ok. Bun. Sper că e pe înțeles, adică e, vedeți, un program destul de simplu care face toată chestia asta. Am reușit să scriu un driver pentru interfața asta serială. Bun, acum, știu că la laborator și noi un pic data trecută am discutat despre faptul că noi putem să facem la un moment dat niște setări pentru timerul nostru în așa fel încât să genereze semnal din acel lat cu factor variabil de umplere, pulse width modulation. Da? Și spuneam noi că în funcție de acel pulse width modulation pe care noi putem să-l modificăm din software, noi putem să generăm la ieșirea pinului nostru un semnal analogic. Mă rog, este un semnal de fapt digital, dar din cauza că noi putem să-i modificăm factorul de umplere oricât între 0 și 100%, el poate în valoare medie de fapt să aibă oricât între 0 volți și 1 logic maxim, care este 5 volți pentru placa noastră. Deci, dacă punem și în simulator, în laborator, o să vedeți că dacă puneți un multimetru pe acel semnal, o să fie un semnal care variază în factor de umplere, dar multimetrul nu o să poată să discernă chestia asta, că funcția lui de șantionare este de fapt o medie, este foarte multe valori și atunci o să vadă de fapt o valoare medie a semnalului nostru. De exemplu, dacă punem un semnal la factor de umplere 50%, între 0 logic și 5 volți, 1 logic, valoarea lui mediu o să fie de 2,5 volți. Pentru că jumătate din perioadă semnalul este pe 1 logic, adică pe 5 volți, și jumătate din perioadă semnalul este pe 0 volți, adică pe masă. Punem un semnal, de exemplu, care este de, nu știu, cu 10% factor de umplere, adică doar 10% din timp stă pe 1 și 90% stă în 0 logic, atunci el o să aibă 10% din valoarea maximă, da? Deci din... 5 volți, adică 0,5 volți și așa mai departe. Ce putem să facem cu astfel de semnale? Păi putem să controlăm diverse chestii și cel mai simplu lucru pe care putem să-l controlăm este un LED. Putem să-l facem mai mult decât să-l aprindem și să-l stingem, putem să-i dăm niveluri de intensitate a luminozității între 0 și 1, între complet stins și complet aprins, folosind acest timer. Bun, și aici intrăm în partea a doua a discuției noastre despre timere. Hai să inițializăm un alt timer. Deci să lăsăm ăsta să ne numere uptime-ul și să inițializăm un alt timer astfel încât
să putem să generăm aceste semnale cu factori variabili de umplere. Dacă ne ducem în data sheet-ul nostru, vedeți că sunt 3 timere în total pentru microcontrolul nostru. Hai să folosim timer counter 2 pentru chestia asta. Bun, ne ducem direct la register description, că funcționează foarte similar cu timer counter 1 și ce trebuie să facem este acum iarăși să luăm din registru în registru și să configurăm acest timer ca să ne genereze semnal PVM, fără întrerupere, doar semnal PVM, atât tot. Bun, primul registru, TCCR, vedeți 2A. Are iar niște bits COM, dacă o țineți aminte de data trecută, îi configurasem noi să fie normal port operation, OC disconnected. Nu mai vreau să mai fac chestia asta în momentul de față, vreau să pe un pin al timerului ăsta și sunt două canale, OC0A, mă rog, OC2A de fapt ar fi, e, aici e o greșeală, OC2A și OC2B, e canalul A și canalul B al acestui timer al nostru. Noi putem să venim apoi și să generăm aceste semnale cu factori variabili de umplere. Dacă ne uităm în poza aceasta a plăcii Arduino, OC2B este fix pinul pe care noi am conectat LED-ul, adică pinul 3. Deci hai să facem ca timerul nostru 2 să genereze un semnal PVM pe acest pin OC2B. Bun. Păi, COM2A1, COM2A0 sunt pentru OC2A, nu ne interesează, ne interesează OC2B și ăsta sunt biții următori, COM2B1, COM2B0. Sunt două moduri de PVM. Și vezi că sunt trei tabele. Este pentru non-PVM, ce am folosit data trecută, este fast-PVM sau face-correct-PVM. Diferența între fiecare, ăsta e de rezoluție mai bună. Nu ne interesează neapărat în momentul de față rezoluția. Hai să mergem pe fast-PVM. Pentru fast-PVM putem să facem fie clear OC2B on compare match, asta este, se cheamă și non-inverting mode, sau inverting mode, care ideea sunt inversul unui celuilalt, este negatul efectiv logic. Deci dacă unul o să spună, nu știu, 10% factor de umplere, dacă setezi așa, o să spună 90% factor de umplere. Exact negatul semnalului nostru. Hai să mergem pe non-inverting mode, deci COM2B1-1 și COM2B0-0, da? Deci hai să ne scriem o funcție, acum numită initTimer. InitTimer2 și am zis că setăm în TCCR 2A, registrul ăsta. Fast PVM mode, da? Deci o să trebuiască să facem TCCR 2A 1 shiftat cu, am zis, COM2B1. Ok. Deci am setat în modul ăsta. Vedeți că în registrul ăsta mai sunt niște piți. Deci mai avem VGM21 și VGM20. Waveform Generation Mode, ăștia sunt tabelați mai jos un pic, deci dăm scroll până la ei și mai este și VGM22. Trebuie să punem timerul acum în modul Fast PVM, că l-am setat să genereze pe Fast PVM. Bun. Fast PVM avem aici sau aici. Vedeți că sunt două moduri. În modul Fast PVM, primul aici, deci modul 3 din tabel, timerul numără până la 255 și după aia se dă peste cap. În celălalt mod, numără până la o valoare pusă în OCRA, în canalul A al timerului. Și după aia se dă peste cap. Deci ăsta poate să fie mai, iarăși, poți să-l setezi un pic mai bine când să genereze PVM-ul nostru, frecvența. Hai să setăm modul ăsta, Fast PVM cu top la PFF, că nu ne interesează foarte mult. Asta înseamnă că VGM21 și VGM20 sunt ambii 1, vedeți. Deci, în registrul nostru ar trebui să-i setăm 1 pe ambii. Deci, sau 1 și ta cu VGM21 sau 1 și ta cu VGM20. Deci ăsta, tocmai am zis că ne setează fast PVM cu OC2B clear.
OC2B și zicem că este non-inverting mode. Ok, asta a făcut linia asta. Bun, am terminat de configurat primul registru, A-ul. Acum hai să vedem în continuare și B-ul. Mai am un registru de configurat aici. TCCR2B. Force output compare 2A2B exact ca data trecută. Ne interesează să forțăm un output compare. Mai avem VGM22 aici, care din tabel pentru modul nostru este 0, deci îl lăsăm în pace, nu-l setăm. Și mai avem chip select, clock select, da? 22, 21 și 20. Ăștia ne setează viteza cu care numără timerul nostru. Așa. Putem să punem, de exemplu, să fie pe 128. Da, caz în care este 20 și 22, sunt ambii 1. Sau putem să-i lăsăm, nu putem să-i lăsăm neconfigurați, că asta înseamnă că timerul nu numără. Da, deci automat trebuie să setăm un prescaler de aici. În cazul de față, hai să setăm peste. Absolut, iarăși, după alegerea noastră. Este viteza cu care el numără și este implicit o să-mi afecteze frecvența semnalului de la ieșire, de PVM. Nu mi-afectează factorul Doppler, mi-afectează frecvența lui. 1 shiftat cu CS20 sau 1 shiftat cu CS22. Dacă nu mă înșel, asta spune că hei, avem un clock pe 128 prescaler. Ok. Și atât. Ce o să se întâmple acum dacă facem acest init timer 2 în setup-ul nostru? Deci pe lângă init timer 1 aici, putem să punem un init timer 2. Și am inițializat și al doilea timer. Asta nu o să ne genereze întrerupere, dar o să ne genereze un semnal în factor de umplere. Pe acest pin de aici. Deci dacă noi ne punem acum un osciloscop și cred că avem un osciloscop în acest simulator, putem să vedem factorul de umplere al acestui semnal. Factorul de umplere al acestui semnal se modifică prin direct scrierea unei valori în un registru numit OCR2B. Este registrul de output compare al timerului nostru. Și dacă vedeți în OCR2B ăsta pentru timerul nostru are 8 biți aici, pentru timer counter 2. Deci putem să punem o valoare între 0 și 255 și asta o să ne afecteze factorul de umplere al semnalului nostru. Dacă punem 0, de exemplu, o să fie 0% factor de umplere, dacă punem 1 o să fie, dacă punem 255 o să fie 100% factor de umplere, dacă punem, nu știu, 128 o să fie un semnal de ceas cu 50% factor de umplere. Hai să facem chestia asta, să punem 128. Ok. Și pornim simularea noastră. Ce crezi că o să se întâmple? LED-ul ăsta acum o să stea aprins. Nu se vede neapărat din simulare chestia asta foarte bine, dar o să stea aprins la jumătate din intensitatea lui maximă. Cum vedem asta în simulare? Hai să punem, să vedem dacă avem un osciloscop aici. Avem un osciloscop. Negativul până la masă. Ok. Și măsurăm semnalul de pe acest pin al microcontrolului nostru. Ce-l ducem aici? Hai să zicem roșu și ăsta îl facem negru. Bun. Și dacă am configurat totul cum trebuie, pe scopul nostru, nu știu cât de bine se vede în simulator chestia asta, 100 milisecunde nu e chiar. Da, ok. Vedem un semnal dreptunghiular, pe de altă parte nu știu exact cum să-l setez să fie mai ok.
să se vadă tot. A factor nu îmi place. Acu e prea plin. O milisecundă pe diviziune. Ok, perfect. Just right. Da, deci vedeți, este un semnal dreptunghiular, 0,1 logic, o perioadă, vedeți, de două diviziuni, în momentul de față, și o diviziune am zis că este de 1 milisecundă, deci perioada are de 2 milisecunde, semnalul nostru, jumătate din perioadă stă pe 0 logic, jumătate din perioadă stă pe 1 logic. Exact cum am dat noi în cod. Acum, dacă modificăm chestia asta în codul nostru, deci în loc de o cerere 2B punem, nu știu, hai să punem 10, da? 10 din 255. Ce ar trebui să vedem pe osciloscop ar fi un semnal care stă foarte puțin pe 1 logic și stă foarte mult pe 0 logic, dacă nu mă înșel. Și asta vedem. E un semnal care, vedeți, și-a modificat factorul de umplere, are aceeași frecvență, este exact aceeași frecvență, deci tot o perioadă este tot două diviziuni, dar acum stă foarte mult timp pe 0 logic și stă foarte puțin pe 1 logic. Ce înseamnă chestia asta? În valoare medie, semnalul ăsta va avea valoare medie foarte mică, da? Deci va fi foarte puțin timp pe o perioadă 1 logic, adică 5 volți, și foarte mult timp 0 volți. Și asta înseamnă, nu știu, cât. Putem să punem un voltmetru aici, de fapt, să și măsurăm tensiunea asta. Sau un multimetru. Vedeți, e da, în jur de 200 de milivolți. Variază pentru că este și rata de eșantionare a acestui multimetru. Multimetrul eșantionează mult mai lent decât poate să eșantioneze osciloscopul, evident. Bun. Ce putem să facem? Putem să modificăm în cod aici și să punem acum aproape 255, dar hai să zicem 250. Asta o să fie un factor de umplere foarte mare, aproape de 100%, ceea ce înseamnă că semnalul o să stea invers, foarte mult pe 1 logic, foarte puțin pe 0 logic. Și valoarea lui mediu o să se apropie de 5 volți. Da, vedeți, aceeași frecvență a semnalului, foarte mult timp pe 1 logic, foarte puțin pe 0. Și valoarea medie, vedeți, în jur de 4,7 volți acum. Deci LED-ul se aprinde foarte puternic versus anterior se aprindea foarte puțin. Ok? Bun, putem să punem chestia asta și pe placă, să vedeți că chiar așa se întâmplă. Bun, deci l-am pus, hai să-l punem să se aprindă foarte slab, să-i dăm, nu știu, un 24-25 aici factor de umplere. Vedeți, s-a aprins. Nu știu dacă prinde foarte bine camera mea chestia asta, dar s-a aprins foarte, foarte slab. Este abia aprins. Bun, pot să-l fac să se aprindă mai puternic. Dacă îi dau 250, de exemplu, e aproape luminositate maximă în momentul ăla. Putem să așteptăm să programeze să vedeți că dintr-o dată o să se aprindă la maxim. Da. Sau putem să-i dăm orice fel de valoare între și putem să-l facem să-și varieze, să-i varieze intensitatea. Deci în funcție de chestia asta acum, noi putem, nu putem în bucla asta pentru că acum s-a blocat, e blocantă bucla. Dar putem să venim să ștergem absolut toată chestia asta de aici. For ce avem pe acest data, hai să zicem i. I de la 0, i mai mică, 255. I plus plus, facem o cerere 2B egal I. Deci asta o să-mi ia LED-ul nostru și o să mi-l facă de la intensitate minimă la intensitate maximă. În bucla asta o să mi-l facă foarte repede și atunci
între două iterații din ăsta lui for, uite să bag un delay. Hai să bag un delay de, nu știu, 10 milisecunde. Ca să putem să și observăm că se întâmplă ceva. Și apoi să o ia de la capăt, da? Bun. Da, punem chestia asta pe placă. Uite. Îi crește luminositatea până la maxim și apoi o ia de la capăt. Hai să-l pun așa, poate că se vede mai bine. Sau nu, hai să sting lumina. Da, deci vedeți acum că îi variază intensitatea luminoasă. La ce ajută chestia asta? E o tehnică foarte puternică de control pentru că, vedeți, putem să generăm acum nuanțe de culori pe LED-ul nostru. Și dacă conectăm un LED RGB, ceea ce o să facem probabil săptămâna viitoare, adică un LED RGB este un LED care are, e un pixel de fapt, are trei LED-uri în interior, unul roșu, unul verde și unul albastru. Noi putem să facem culori, să generăm culori din intensități, din nuanțe de roșu, de verde și albastru. Vedeți că avem 8 biți pe canalul de roșu. Da, valori de la 0 la 255 pentru intensitatea luminoasă pentru canalul de roșu. La fel o să avem și pentru verde, la fel o să avem și pentru albastru. Și atunci facem un pixel, efectiv. Și asta este tehnica de control, de fapt, pentru toți pixelii din toate display-urile de pe planeta asta. Toate sunt controlate la nivel de semnal variabil cu factor de umplere. Fie că sunt display-uri foarte mari publicitare, care în spate au LED-uri RGB, fie că sunt pixelii de pe ecranul vostru LCD. Tehnica de control a intensității luminoase este identică, este aceeași. La ce mai sunt folosite aceste semnale pe vreme? Păi mai poți să mai controlezi, de exemplu, motoare pentru roboți. Turația unui motor în curent continuu depinde foarte mult de valoarea medie a tensiunii de intrare. Și valoarea medie a tensiunii de intrare, în momentul ăsta, putem să o controlăm prin software, prin acest canal pe vreme. Deci putem să ne controlăm roboții noștri să meargă mai încet, mai repede, să-și poziționeze brațele sau mai știu ce alte actuatoare într-o anumită poziție folosind cod. Este o tehnică foarte, foarte des întâlnită. Oriunde vedeți partea asta de control, fie că este mecanic prin efectoare, relee, motoare și așa mai departe, fie că vedeți afișaje, în spate au PVM. Au tehnica asta. Bun. Întrebări, nelămuriri? Așa întrebare. Dați puțin la funcția de timer 2, de setup. Funcția de setup la timer 2, da. Mulțumesc. Man, mai avea cineva o întrebare? Da, eu voiam să întreb cum am făcut, că cred că am ratat asta, să scoatem semnalul ăsta PVM pe pinul 3. Foarte, foarte simplu am setat. Vedeți canalul output pe OC2B în registrul ăsta TCCR2A. Acesta timerul are legat în spate pinul de OC2B al microcontrolului nostru. Care este pinul 3? Deci dacă ne ducem în poza aceasta cu pin-out-ul plăcii noastre, vedeți, pinul 3 de aici este legat la portul de pinul 3, care are funcție duală OC2B, canalul 2, deci canalul B de la timerul 2. Și asta este canal de PVM. Okay, deci nu putem să facem aceeași chestie pe pinul 2. Nu putem să facem aceeași chestie pe pinul 2, corect, pentru că asta, vedeți, nu este legat la un canal de PVM. Sunt doar câțiva pin care sunt legați la canalele de PVM ale timerilor. Sunt 3 timere, fiecare timer are 2 canale de PVM. Deci în total sunt 6 pini care au PVM. Și vedeți aici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ăștia sunt. Da, deci ăsta este OC2B. Vedeți că în Arduino ai o tildă în fața unui pin dacă îți acceptă un canal de PVM. Așa sunt marcați pinii care au acest canal de PVM în spate. Dacă te duci în datasheet, că până la urmă în datasheet trebuie să te uiți pentru chestiile astea, în pin configurations aici, pentru capsula noastră de 28 de pini, îi vezi iarăși. PD3 am zis, da? Deci este portul de bitul 3, este pinul 5 al microcontrolului în capsulă și vedeți funcție duală OC2B.
La fel, putem să vedem OC2, nu știu, A. Da, OC2A este portul B, B2-3 de data asta. Nu sunt legați neapărat unul după altul în capsulă. Sunt legați și ei, mă, din diverse rațiuni au făcut chestia asta. Avem și OC1A și OC1B pentru timer counter 1, de exemplu. Și ăștia sunt puși unul lângă altul. Și la fel avem și pentru canalul, pentru timer counter 0, OC0B, vedeți aici, și OC0A, imediat sub el. Da, acestea sunt cei 6 pin de PVM, cei 6 pin de PVM care vedeți sunt legați aici, da, la pinii ăștia, 11, 10, 9, 6, 5 și 3, ai Arduino-ului meu. Asta e corespondență. Acum, în Arduino, toată chestia asta, deci toată configurarea asta cu timer 2 și așa mai departe, în spate, de fapt, este o, e o funcție. Se cheamă, în loc de digital write, când făceam în codul nostru, se face analog write. Cred că așa se scrie, analog write cu... Și primește ca parametru de intrare, nu mai știu ce primește ca parametru de intrare, hai să mă uit, că n-am mai folosit-o de mult. O să caut iarăși Google is your best friend. Și dăm referința de cod pentru Arduino, analog write. Trebuie să primească input ca parametru pinul și valoarea, dar nu mai știu în ce ordine. Vă să-i zice care sunt pinii, uite, pentru 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11. Ceea ce aveați și în poza aceea. Sample code, da. Analog write, LED pin valoare. Ok, bun. Deci pot să pun pe pinul 3, am zis, și valoarea este I. Și nu mai trebuie să mai fac inițializare de timer 2, nu mai trebuie să fac nimic, pentru că astea sunt automat inițializate de către Arduino. Da, deci dacă fac chestia asta, trebuie să-mi fac același lucru, dar fără bătăile de cap de a mai scrie eu driverul, pentru că în Arduino e scris deja. Și face același lucru. Poate, de fapt, analog write ăsta nu scrie o valoare analogică pe pin, scrie o valoare PVM, un factor de umplare variabil, care după aia se traduce prin, în valoare medie printr-o valoare analogică. Deci tot e digital până la urmă. Ok. Mai aveți alte întrebări? Am eu o sugestie. Poate fi pus codul sursa undeva pe Moodle sau aici în chat? Da, vi-l pot pune. Dar aș prefera să terminați laboratorul curent după care vi-l pun. Okay. Pentru că sunt multe chestii de aici pe care să le folosiți la laborator. Da? Sigur. Oricum aveți înregistrarea, deci puteți să vă uitați pe înregistrare și să înțelegeți mai bine ce am făcut. Da. Dacă am mers foarte prea repede aici, este și din cauza că sunt constrâns cumva de timp. Bine, atunci. Mersi frumos. Deci azi am reușit să scriem un driver pentru interfață serială, pe care îl și folosim, și am reușit să interfațăm un canal de PVM de la timerul 2. Și v-am arătat și cum se folosește o funcție de biblioteca lui Arduino să facem aceeași chestie. Bun. Mersi frumos. Ne auzim atunci săptămâna viitoare. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere.